galeriile de artă din Focșani. Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi la un eveniment foarte important pentru noi, prin care astăzi, practic, Consiliul Județean Vrancea redă circuitului public o clădire emblematică pentru municipiul Focșani, dar și pentru județul Vrancea. După o perioadă în care galeriile de artă au trecut printr-un proces de reabilitare și modernizare, în cadrul unui proiect derulat de Consiliul Județean Vrancea cu fonduri europene. Dar despre acest lucru, îl rugăm pe domnul președinte al Consiliului Județean Vrancea, domnul Cătălin Tonă, Toma, să ne spună mai multe. Tonă, da. Mulțumesc mult, Mihaela. Haideți întâi să vorbim, dacă vă place, aplaudați, dacă nu, e mai indicat așa. Domnilor și doamnelor invitați și invitate, permiteți-mi să îmi exprim bucuria de a fi astăzi aici și de a avea plăcerea de a vă vedea alături de noi. Când spun noi, mă refer la Consiliul Județean Vrancea, la aparatul tehnic, la cei care s-au implicat pentru că această investiție să fie finalizată și să o vedeți așa cum este. De la început, permiteți-mi să vă spun că ea nu este finalizată în sensul dotării, după cum bine observați, este generoasă, frumoasă, așa cum ar fi și o piesă și ceva, un obiect de artă, dar mai trebuie șlefuit. Și de aceea ne-am permis astăzi, împreună cu echipa de management al proiectului, o aveți aici în partea dreapta mea și cu cei care s-au ocupat de promovare, Direcția de Dezvoltare și Promovare, ne-am permis, cum vă spuneam, să vă invităm și să vă dați cu părerea și să vedeți ceea ce noi astăzi avem. Pentru că această instituție, acest obiectiv, galeriile de artă, nu sunt doar ale Consiliului Județean, sunt ale județului Vrancea. Fac parte din activitatea culturală pe care o vrem cât mai intensă și de aceea, prin experiența, profesionalismul pe care dumneavoastră cu siguranță le dobândiți, putem să generăm foarte multe evenimente la nivelul municipiului Focșani, respectiv la nivelul județului Vrancea, în așa fel încât să putem oferi și vizitatorilor, dar și copiilor și, în ultimul rând, tuturor cetățenilor din județul Vrancea doritori de artă. De regulă, dacă ne uităm acum în această perioadă la televizor, vedem doar de război, Putin, nucleare și tot felul de minuni. Crește, nu de salarii, de impozite, acum sunt puțin rău, de aceea mi-am permis ca astăzi să vă fur puțin din fața televizoarelor și să vă aducem aici, în acest spațiu pe care îl dedicăm în totalitate artei. Astăzi vor avea loc trei secvențe, spunem noi, îndrăznețe în ceea ce privește cultura vrânceană și nu o să spun nimic pentru că pe parcurs o să descoperim împreună, dar aș vrea să vă mai zic câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă obiectivul nostru în calitate de autoritate județeană pentru cultură. Vrancea, din care facem parte, și mă uit așa la fiecare, foarte mulți de aici au o importanță și administrativă, și colaborăm, și vreau să colaborez în continuare și mai bine decât până acum. Mă uit aici și salut prezența domnilor subprefecți, doamnei viceprimar al municipiului Focșani, domnului primar al municipiului Alșut, de asemenea domnilor consilieri județeni, domnului director al teatrului și, bineînțeles, artiști. Sunt onorat să văd că avem artiști alături de noi, cât de greu este să creezi, dar cât de greu este să înțelegi ceea ce un artist adevărat a creat. În spatele nostru, în fața dumneavoastră, sunt câteva creații despre care o să ne vorbească un artist, în adevăratul sens al cuvântului, care, întâmplător, este înțeleg și președinte, are și calitate de președinte, iată, nu numai un președinte vă vorbește, o să vorbească și un alt președinte din perspectiva artei, pentru că dumnealui este președintele Uniunii Artiștilor Plastici, domnul și eu sunt în filiala Vrancea, dar mai târziu nu se știe. Așadar, suntem cam pe același nivel, ținând respectul și proporțiile de asemenea. Revin puțin la ce spuneam, și anume interesul și importanța pe care cultura trebuie să o primească din partea noastră autorităților.
salut și directorul Muzeului Vrancea și, bineînțeles, pe cine am uitat, să nu vă supărați, dar dacă mi-aduc aminte, cu siguranță vă pomenesc. La bine, nu la rău. Cultura pentru fiecare dintre noi înseamnă, până la urmă, o desăvârșire. Așa cum este ea. Fie că pictăm, fie că citim, fie că scriem, fie că înțelegem anumite aspecte ale profundului și ale ceea ce înseamnă această știință, pentru că arta este o știință, înseamnă foarte mult cum dăm mai departe. Artistul desăvârșit, într-adevăr, creează, dar creația lui trebuie să meargă mai departe. Și orice om, din câte știm noi, este în viață atâta timp cât este cineva să-i pomenească lumea. Când vorbim și despre artiști, deja depășim limitele acestea ale vieții de zi cu zi, trecem în ceea ce înseamnă puritate și profunzime și de aceea chiar îi felicit pentru tot ceea ce fac și pentru faptul că astăzi, repet, și-au făcut timp să fie în acest, să fie prezenți în acest spațiu. Spațiu care, după cum mi-a zis colega noastră Mihaela, este un spațiu care a fost inclus într-un proiect de eficiență, de reabilitare energetică, un proiect pe programul operațional regional pe 2014-2021. A avut anumite greutăți în implementare, pentru că știți cum este, știi când începi, mai greu nu știi când termini. Cu toate acestea, să știți că s-au făcut toate eforturile, alături de noi este și constructorul, după cum am văzut, dumnealui chiar și-a dat interesul, domnul Ghenea este acolo, deci dacă aveți ceva reproșuri, nu Consiliul Județean, vă uitați la dumnealui direct, glumesc. Dumnealui să știți că face și obiectivul, un alt obiectiv important, și anume cel de la unde au fost pașapoartele și urmează, sper la anul, să fie gata și acolo. Nu vreau să vă plictisesc prea mult, pentru că sunt convins că doriți foarte mult să vedeți și să înțelegeți aceste piese și aceste lucrări extrem de importante, după care împreună vom merge la etaj, vom urca un nivel pentru a beneficia și acolo de două evenimente extrem de importante pentru viața culturală. Astăzi, noi dăm drumul la ceea ce înseamnă galerii de artă, la evenimente pentru ceea ce înseamnă viața focșăneană, viața vrânceană și de aceea invit pe toți cei doritori, pe toți cei care pot aduce și pot lăsa ceva în urmă, în special pe, în domeniul artei, să nu uite că în Consiliul Județean au un partener și iată că astăzi avem și o clădire, un spațiu care, repet, nu va rămâne așa, va fi și dotat. Astăzi, l-ați înnobilat dumneavoastră, pe parcurs o să vedem cum facem să și dotăm la nivelul cerințelor actuale. Eu să mă opresc aici, încă o dată felicit pe cei care s-au implicat și permiteți-mi să îi dau din nou cuvântul Mihaelei, care ne va spune ceea ce se va întâmpla mai departe. Încă o dată mulțumesc foarte mult. Doamne ajută să avem cât mai multe evenimente frumoase în această lucrurile. Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte. Și pentru că o galerie de artă este însuflețită și inobilată de operele artiștilor, permiteți-mi acum să-i ofer cuvântul domnului profesor Liviu Nedelcu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Vrancea, care ne-a oferit tot sprijinul dumnealui prin punerea în opera acestei expoziții. Vă rugăm, domnule profesor. Domnule președinte, m-ați invitat, dragi colegi, vă mulțumesc pentru participare și mă bucur că în această seară văd în spațiul galerilor de artă o mulțime de figuri necunoscute. Mi-aș dori ca și pe viitor să vă văd la evenimentele pe care domnul președinte al Consiliului Județean Vrancea, domnul Cătălin Toma, ne invită să le organizăm. O să le organizăm cu siguranță, atât noi, filiala Vrancea, Uniunea Artiștilor Plastici din România, dar și instituțiile subordonate Consiliului Județean Vrancea, pentru că știm cu toții că în contemporaneitate
nu mai există instituții strict delimitate. Mai nou, interculturalitatea există și atunci dialogul dintre instituții, promovarea în muzee altor activități decât, sau în galerii de artă, altor activități decât cele strict care sunt legate de arta vizuală, sunt din ce în ce mai frecvente. Și asistăm în galerii de artă la tururi ghidate, asistăm la organizarea în cadrul galeriilor a unor biblioteci de artă în care sunt prezentate albume importante de artă sau reviste de specialitate. Vedem în galeriile de artă din România și mai ales pe din străinătate, eu știu, teatru experimental, performance, dans performativ și o grămadă de activități care sunt legate de, eu știu, de activitățile culturale, eu știu, atât de necesare vieții noastre de zi cu zi. Că știm cu toții că atât Uniunea Europeană, cât și, eu știu, ONU și toate instituțiile internaționale, văd în cultură nu un loc, nu un, eu știu, nu un domeniu care irosește banul public, ci un domeniu care face ca viața noastră de zi cu zi să fie mai frumoasă. Deci, cultura, de fapt, este venită să îmbunătățească nivelul de trai al unei nații, ca unui popor. Deci așa trebuie privită cultura. Întorcându-ne la, eu știu, la momentul festiv pe care îl sărbătorim și care trebuie să-l, eu știu, să-l comentăm astăzi, aș vrea să discut aici despre două instituții care trebuie amintite în această seară. Una dintre ele este o instituție care reunește artiștii plastici și profesioniști. O instituție care s-a înființat în anii 70, mai exact în 1970, ca cenaclu al Uniunii Artiștilor Plastici, un cenaclu care era afiliat băcăuanilor, filialei Uniunii Artiștilor Plastici din Bacău. Acest cenaclu și-a dovedit în timp necesitatea existenței pe plaiurile neolitice și treptat a fost tot mai convingător, iar în 1982 un om de mare cultură, mă refer aici la secretarul propagandă al acelei perioade, domnul Alexandru Cricană, a propus Comitetului Județean de Partid înființarea la Focșani a două instituții. Una era Galeriile de Artă, iar a doua Școala Populară de Artă. Noi anul ăsta o să sărbătorim 40 de ani de la înființarea celor două instituții. Și iată un moment frumos că inaugurăm această galerie într-un an de sărbătoare. Deci, așa cum spuneam, se înființează această galerie, se înființează, iar inaugurarea ei are loc prin deschiderea unei expoziții foarte importante la acea perioadă. Era vorba despre un artist foarte important, se chema Viorel Mărginea, mă scuzați, este un artist foarte cunoscut, un artist foarte important, a fost după aceea numit și academician, a fost o perioadă și președinte al Uniunii Artiștilor Plastici de România. Iar după aceea a urmat în spațiul galeriilor de artă o serie de evenimente și expoziții foarte importante. Era, eu știu, activitatea de aici era de la acel moment de nivel național, pentru că erau invitații artiști din toată țara, erau organizate expoziții foarte importante cu artiști din țară. Erau de asemenea organizate în Focșani evenimente, rezidențe artistice, era o rezidență foarte importantă la Odobești, când mi-aduc aminte, eu am venit în 85 deja, eram mititel atunci, cei care erau mai în etate în acea perioadă, poate să ne spună mai multe. Era un festival de dans performativ care era revoluționar la acea oră în România, care se întâmpla tot la Focșani. Deci Focșani era foarte important în ceea ce privește viața artelor vizuale, ca să spun așa, că știți că pe literatură și teatru erau la fel de importante personalitățile care ne pășeau pragul. Deci așa s-a întâmplat că galeriile de artă au existat. În 2013 am reușit cu sprijinul celor de la București, a conducerii Uniunii Artiștilor Plastici, să înființăm și filiala Vrancea Uniunii Artiștilor Plastici. Este singura filială a unei uniuni de creații profesioniste din Vrancea. Au continuat o serie de evenimente până la intrarea galeriilor de artă în reparații capitale. Cred că eu, în calitate de manager al Centrului Cultural, cred că prin 2010-2011 am propus Consiliului Județean, că ni se cerea să propunem, eu știu,
investiții cu fonduri europene și am propus atunci reabilitarea galeriilor de artă și, eu știu, construirea pentru artiștii plastici din Vrancea a atelierilor de creație. Acest lucru nu s-a reușit. Suntem în continuare codași în țară, suntem, cred că, singurul oraș de ședință de județ care nu are ateliere pentru artiștii plastici, poate să va rezolva și acest lucru. În sfârșit, mă bucur că reușim să reînodăm activitatea în spațiul galeriilor de artă. Mulțumesc conducerii Consiliului de Țară pentru acest lucru, vă mulțumesc dumneavoastră pentru participare și acum, dacă îmi permiteți, vă spun câteva cuvinte și despre pozeți cu colegii mei expozați și lucrările lor din această seară. Așa cum am spus de mai multe ori în cadrul unor întâlniri, filiala Vrancea Uniunii Artiștilor Plastici din România, prin reprezentanții ei, poate fi considerată ca o, eu știu, ca o entitate micro a Uniunii Artiștilor Plastici din România, pentru că acele căutări și acele, eu știu, realizări și, eu știu, propunere ale artiștilor din România și nu numai și de peste hotare, le găsim prezente și în căutările artiștilor și colegilor din colegilor mei din Vrancea. Există câteva direcții importante pe care artiștii focșăneni le și recent, de fapt, dați-mă, pentru că vorbim de filiala Vrancea, sunt artiști în filială din tot județul nostru, nu numai din Focșani. Deci avem câteva direcții importante. Avem o direcție care ne aduce aminte de parfumul perioadei interperice. Artă, o artă de care putem să vorbim ca fiind post-impresionistă. Mă refer aici la lucrările propuse de doamna Aquarela, doamnei Viorica Calani și natura statică cu culoarea doamnei Elena Bărhală. De asemenea, tot în direcția aceasta apropiată de citarea realității imediate, putem vorbi și despre lucrările cu ei suprarealist ale doamnei Elena Stoiciu și de peisajul din spate oniric al Monicăi Voicu. De asemenea, tot în zona realistă, dar care face deja trecerea spre abstracție și spre abstracționism, putem vorbi de lucrările Gabrielei Arghirescu și, de asemenea, trecem mai departe prin Emilia Filip și ajungem la artiști abstracți. O surpriză este profesorul Dumitru, Ștefan Dumitru și, de asemenea, Emilia Filip. Tot în zona artei onirice scăpam de sub privit, pentru că sunt în spatele meu, sunt lucrările Elenei Dumit, lucrarea Buratorul din spate și tot în zona onirică, dar mai degrabă a unei ironii și în multe cazuri autoironii, sunt lucrările lui Laurențiu Păun. Și ajungem la o lucrare care este la limita dintre abstracție și figurativ, la Gheorghiță Galan, care ne propune o lucrare cu ei suprarealist, care ne aduce aminte de propunere de Chirico. Și trecem la abstracție, la Laurențiu Nistor, lucrarea din spatele meu și eu practicam la un moment dat, dar în această după masă am zis că e mai bine să fac o lucrare mai realistă, o lucrare care să ne aducă aminte de vremuri trecute, de perioada anilor 2010. Cam astea sunt direcțiile pe care artiștii recente le abordează. Vă asigur că sunt artiști respectați la nivel național, cei care poate ați citit presa sau ați văzut pe internet. În zilele trecute am avut o expoziție foarte bine primită la galeriile Căminul Artei din București. Au fost prezenți acolo și au emis judecăți favorabile artiștilor, recent președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, domnul profesor Constantin Petru Lucaci. Cam asta este. Noi dorim sprijin, pentru că așa cum știți cu toții, cultura costă, arta costă, cheltuielile de producție în cazul artei sunt foarte mari. Dacă sunt un scriitor,
cheltuiește mai puțin pentru a produce, dacă un muzician este ajutat de, eu știu, de filarmonică, dacă un om de teatru este ajutat de teatru și poate să-și desfășoare activitatea, noi artiștii vizuali nu suntem ajutați de nimic. Eu cred că dacă în galeria asta își dorește, această instituție își dorește să fie ceea ce este, eu cred că și Consiliul Județean, poate pe viitor, o să încerce un sprijin financiar, sunt diverse metode, achizițiile lucrări de artă, eu știu, achitarea unor cheltuieli de producție și așa mai departe, pentru că este foarte complicat în contemporaneitate și azi să producem artă de calitate. Mă bucur că sunt în mijlocul dumneavoastră și că sunt fericită că profităm și noi de această, sau suntem în consens cu această nouă galerie care ne-a fost oferită și mulțumim autorităților care s-au ocupat de așa ceva. E un tărâm binecuvântat. Acolo expunem noi gândurile, sufletul nostru, bildărim dumneavoastră, care poate vă bucurați de ideile, de culorile, de formele care le punem pe simeze. Așa cum a spus domnul Liviu Nedelcu, îmi amintesc că am expus din anii 1970. Era domnul Viorel Mărginean pe atunci. Nu pot să uit, au trecut câțiva critici de artă deosebiți, cum ar fi, poate dumnealui chiar nu știe, Horia Hoșia, poate ați auzit de el, de cel de la Iași, Valentin Șiucă. Au fost foarte mulți critici încântați de, eu știu, prezentările noastre. Nici nu ne așteptam pe atunci. Era un început, un început foarte frumos, care a mers mai departe. Noi nu ne-am lăsat, să știți. Am lucrat, am expus, ne-am bucurat de publicul focșănean, am expus și la Bacău, am expus și, cum a spus dumnealui, la București, chiar aseară. Ne-am bucurat foarte mult și noi toți dorim, să veniți întotdeauna la expozițiile noastre, să vă bucurați și dumneavoastră și noi, că vă putem bucura cu ideile noastre și cu culorile noastre. Vă mulțumim! Este un moment în care mi-aduc aminte cu foarte multă plăcere de generația mea, a Vioricăi Calani, își aduce aminte și e bine că ne aducem aminte. Știu că primul atelier care a fost într-o cămăruță, nu aș putea să spun altfel, era undeva pe strada Gherbiasă, dacă nu știe cineva unde era. Vechea. Așa. Tot în cadrul casei de cultură, era casa de cultură, și mi-aduc aminte, eram chiar absolventă de liceu, de la Brăila a venit o propunere, da, să se facă și în cadrul casei de cultură o secție de pictură. Nu erau profesori pe vremea aceea, știu că au venit la tatăl meu, el era plecat tot timpul pe șantier, deci nu putea să facă față, și cred că Viorica își amintește de acel grup de 15 persoane, 5 au fost, 15, care veneau chiar din împrejurim, de la Dumbrăveni, veneau cu bicicleta. Erau oameni care erau salariați, deci erau oameni în toată firea, nu numai el. Dar am format un colectiv atât de plăcut și atât de frumos era, și aș vrea să vă spun un secret, și cred că îi face cinste colegii mele. Tatăl meu a remarcat-o de atunci și a spus că o să fie o foarte bună acuarelistă. Și așa a rămas. Pensul mi-a pus pensulă. Da, așa a rămas. O foarte bună acuarelistă. Și de multe ori chiar îmi spunea să mai facă și ulei, să mai facă, a făcut și ulei. Dar e bine să rămână pe această tehnică. Că nu o poate face oricine.
Ei, oricum, ne amintim cu mare plăcere, deci a fost un drum lung, un drum care, dacă nu era susținut de cei care au fost prezenți atunci, mai mult sau mai puțin, poate n-am fi ajuns chiar așa, greșesc, drumul a fost greu, a fost însă presărat cu multă dragoste și iubire pentru Dumnezeu. Eu vă mulțumesc pentru prezență și dorim să ne întâlnim de fiecare dată. De asemenea, vreau să remarc activitatea domnului Nedelbu, șeful nostru, care și felicit pentru ceea ce a făcut la București, da? Deci expoziția care a fost la Cătălul Artei, eu nu am reușit să mă duc, dar din ceea ce am văzut posta, felicitări colegilor care au participat și tot înainte. Și acum, doamnelor și domnilor, continuăm această seară frumoasă cu un alt eveniment pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră, la care vă invităm să participați la etaj. Continuăm această frumoasă seară cu un alt eveniment pe care ne bucurăm că putem împărtăși cu dumneavoastră. Este vorba despre lansarea albumului de promovare al județului Vrancea, care se intitulează Vrancea, tărâmul unde istoria întâlnește legenda. De asemenea, la final, vă vom invita să descoperim împreună două expoziții. Expoziția Zestrea Artei Universale în albume de artă, organizată de Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea, precum și o expoziție de peisaje vruncenești, organizată de Centrul Cultural Vrancea. Doamnelor și domnilor, să revenim la evenimentul central al acestei serii, pe care l-am, eu personal, l-am așteptat cu nerăbdare, atât eu cât și colegii mei din Consiliul Județean. Este vorba despre lansarea albumului monografic al județului Vrancea, un album de excepție, o premieră pentru județul Vrancea, am putea spune, întrucât este prima lucrare de acest gen care a fost, care a văzut lumina tiparului după anul 1989. Este un album la care a lucrat o echipă de profesioniști, este rodul muncii asidue acestor oameni care s-au implicat și mulțumim și salutăm prezența la Focșani a doamnei Justina Bandol, coordonatorul editorial al albumului, reprezentantul editurii Litera din București, una dintre cele mai prestigioase edituri din țară, care este un drag și vechi partener al Consiliului Județean. De asemenea, prețuim implicarea valoroasă a domnișoarei dr. Teodora Buntânaru, care a condus Biblioteca Județeană o lungă perioadă de timp și care a avut un rol determinant în realizarea albumului. Acum permiteți-mi să ofer cuvântul domnișoarei Teodora Buntânaru, care ne va povesti, cum știe dumneai mai bine, despre albumul județului Vrancea. Vă rugăm! Sorin Francu, domnul Nicolae Damian, domnul Artur Dina,
doamna Miliuța Cornelia Ceaușu și doamna Justina Vandur de la Lucra Litera. Evident, mulțumirile se îndreaptă și spre managerul acestui proiect, doamna Mihaela Ogrușan, care a avut inițiativa și a avut și meritul să o ducă la bun sfârșit. Dumneavoastră ați spus că este prima încercare de acest fel, evident, după 1990, da? Dar eu, pentru că vin de la bibliotecă, am venit și cu o parte foarte puține dintre cărțile care au stat și la baza editării acestui album. Este vorba de monografia județului Cluj-Napoca, apărută la Mocșani în 1943 și care este o sursă de referință pentru toți cei care vor să cerceteze istoria Vrancei și a Cluj-Napocei. Mi-am permis să aduc și Ținutul Vrancei al lui Ion Diaconu, pentru că am și un citat frumos din acest mare profesor al Vrancei. Am mai fi Țara Vrancei, colecția de cărți din Comora Vrancei, coordonată de profesorul Simeon Cârnea. De asemenea, au mai fost editate cu diferite prilejuri, fie mici cărți, broșuri, pliante, care se referă la Vrancea în ansamblul său. Iată, o carte editată de Consiliul Județean în proiect Regio. Vrancea, județ cu vocație europeană, o carte editată tot așa în perioada de după 90. Ar mai fi și altele, apps și sunt mărturie și stau mărturie, inclusiv la baza acestui album monografic, numeroasele cărți, monografii, istorii pe care le-am văzut editate, tipărite, pe care le avem în biblioteca noastră și care se referă la diferite comune, la orașe ale județului nostru. Ion Diaconu a spus în 1936 că în Vrancea și în Cluj-Napoca se pare că este ceva din miezul sufletului românesc. Mi-a plăcut foarte mult această exprimare a folcloristului și profesorului Ion Diaconu și, într-adevăr, cine va deschide și va vedea acest album monografic va avea probabil același simțământ pe care l-a avut Ion Diaconu în urmă cu 10 de ani. Acest album monografic este o sinteză pentru că abordează tot ce ține de partea monografică a unei lucrări, istoria, etnografia, tradițiile, literatura, sportul, muzica, arta, într-o măsură cât de cât egală, așa cum ne spunea dumneavoastră. De asemenea, este bazată, cum spuneam mai devreme, pe foarte multe din lucrările care au apărut, așa cum spuneam, în Vrancea, dedicate diferitelor localități. Prin urmare, toți cei care au făcut acest efort pentru unii benedictin de a scoate la lumină bucăți din istoria Vrancei, toți aceștia se află într-un fel sau altul la temelia acestui album. Noi n-am făcut decât să mergem, poate timid, poate mai cu instrumente mai noi, pe urmele lor. De aceea le mulțumim celor cunoscuți, celor necunoscuți, celor prezenți, celor care nu sunt aici, pentru truda lor. De asemenea, aceasta este o carte recuperatorie, pentru că, arătându-vă aceste foarte puține fragmente de istorie a Cluj-Napocei sau a Vrancei, am constatat că ele se opresc undeva la un anumit an, la un anumit moment, ceea ce ne-a determinat, evident, era și o obligație noastră, să aducem în contemporaneitate, în actualitate, tot ceea ce este tematic monografiat în acest album. De asemenea, este o carte resursă, pentru că, așa cum le spuneam și doamnelor înainte, la noi, la bibliotecă, vin foarte mulți tineri care vor câte ceva despre Vrancea. Fie despre o personalitate, despre o localitate și așa mai departe, despre turism sau un obicei. Și atunci este greu, dacă nu le ai pe toate la un loc, să le cauți în diferite alte surse, pentru că n-ar fi frumos acest lucru. Dar ceea ce oferă acest album și nouă,
bibliotecară, pentru că iată, în acest moment, un instrument public, ceea ce ne oferă nouă și ceea ce oferă tuturor celor interesați este accesul imediat și vă garantez încântător la conținutul acestui album monografic. De aceea consider că acest volum este o carte de referință și este o carte care, devenind publică, este poate un instrument mai la îndemâna și a școlilor și a elevilor și a profesorilor, de ce nu, și a celor care cercetează diferite teme ale Vrancei și a celor care vor să conducă prieteni, oaspeți prin Vrancea noastră, care încă mai are urme vechi și frumoase și, de asemenea, este o carte de suflet, pentru că nu poți să lucrezi la un astfel de bucăl, deși este cam mult spus, dar totuși mi-asum un monument editorial, dacă nu pui dincolo de cunoștințele tale, de munca de echipă, dacă nu așezi la temelie ceva din sufletul tău. Nu este doar o muncă pe care ar trebui să o facem dintr-o rațiune sau alta, ci pentru mine cel puțin, aceasta a fost o datorie a noastră de a oferi celor de astăzi și mai ales tinerilor un instrument, o măsură a timpului de ieri și de astăzi. Și dacă vreți, rămânând în acest spirit, să spunem așa, mai poetic, poate să fie și o icoană pe care să o așezi în bibliotecă, să o așezi la îndemână pentru a vorbi așa cum se cade și cum trebuie despre Vrancea noastră, arhaică sau Vrancea de astăzi. Vă mulțumim foarte mult! Acum, doamna Iustina Pandol, coordonator electoral al VAB-ului, vă rugăm. Dacă să vorbesc cu microfon sau fără. Bună seara, în primul rând. Mă bucur că am venit și îmi cer scuze că eu sunt un pic mai sportivă decât, adică nu sunt pe măsura nici a publicului, nici a acestui spațiu foarte frumos și generos și cu atât mai puțin pe măsura cărții. Dar asta pentru că, și am să vă spun și de ce, de o săptămână am fost la Cluj, am venit de la Cluj astăzi, special pentru acest eveniment, cu băiatul meu care a intrat student la Cluj. Mâine plec la București. Și chiar mi-am dorit să fac acest drum și să fiu prezentă în seara asta, când am aflat că aveți evenimentul, pentru că am simțit că este oarecum simbolic. Citind mult despre Vrancea cu ocazia albumului, mi-a rămas în minte ideea aceasta și am văzut-o și sus pe munte, că Vrancea se află exact la intersecția celor trei provincii românești. Și eu am venit de la Cluj, din Transilvania, aici, am trecut, să zic așa, prin sudul Moldovei și voi merge la București. Cumva este un drum care leagă în mod simbolic, cel puțin eu l-am simțit așa. Și a fost unul dintre motivele pentru care mi-am dorit să vin și cel de-al doilea a fost experiența pe care am avut-o cu acest album. Eu aș zice că este un album, nu sunt sigură că nu am studiat neapărat problema, dar atât cât cunosc eu lumea editorială, eu nu știu dacă nu cumva este o premieră la nivel național. Ca structură, așa ca bogăția conținutului, există monografii și ale altor județe, dar ele de obicei se concentrează asupra unui aspect sau a câtorva. Foarte multe sunt turistice, firește.
sau, nu știu, comerciale. Dar acesta este, aceasta este o carte în care, pornind, deci eu, primele texte cu care m-am întâlnit au fost ale cele trimise de domnișoara Fântânaru, pe care o salut și eu cu ocazia asta și căreia îi mulțumesc pentru excelenta colaborare pe care am avut-o pe tot parcursul lucrului la album. Deci, pornind de la acele prime texte, s-a strâns treptat un corpus de texte care reflectă, și asta vorbeam și mai devreme, reflectă, cred, aproape toate aspectele județului Vrancea. Până, cum spunea și domnișoara Fântânaru, aduse până în ziua de astăzi. Geografie, istorie, deci datele, să zicem așa, contextuale mari, industrie, agricultură, deci inclusiv cultură, sport, turism. Este un album tradiții, firește. Și acum, venind pe drum, prin minunații Munței Vrancei, drumul acesta, spuneam și îi spuneam și dânsei, mi se pare unul dintre cele mai frumoase. Eu am venit de la Târgu Secuiesc cu acest, prin Dulnici, Lepșa, unul din cele mai frumoase drumuri din România și acum cu munții colorați în toate nuanțele de galben și de arămiu ale copacilor, a fost foarte, foarte frumos într-o zi însorită așa și foarte caldă. Și venind cu acest, coborând din munți, am rememorat, am recapitulat în minte, pentru că am trecut prin o mulțime de localități și ne aminteam ce am citit despre ele, ce am scris despre ele, imaginile pe care parțial le-am regăsit și aici în expoziție, imaginile Lepșa, Soveja, Păulești, Neruja. Am trecut prin localități sau am văzut indicatoarele către ele și mi-am amintit cât de frumoasă a fost experiența acestui album și am să vă spun și de ce. În primul rând pentru că a fost într-adevăr o întâlnire în profunzime. Cum vă spuneam, albumul acoperă multe aspecte ale județului și articolele au fost, în general, redactate cu foarte multă muncă, studiind diferite surse de informație. Ele nu sunt doar niște prezentări așa frumoase, sunt acolo informații căutate, lucruri spuse cu miez, oameni, date, denumiri, instituții. A fost pentru mine, am simțit că ajung să cunosc județul Vrancea. Eu am fost acum aproape 10 ani, am făcut un concediu aici în dealul și în Munții Vrancei și citind acest album, lucrând la el, mi-am dat seama că de puțin știam, de fapt, despre Vrancea, despre istoria Vrancei, care este realmente extraordinară, chiar și despre turismul din Vrancea, câte locuri interesante există în acest județ. Îmi doresc să merg să vizitez toate acele mici bisericuțe de țară, de lemn sau de piatră, multe restaurate pe care mi-aș dori tare mult să le văd și toate satele cu cerurile locale. Deci pentru mine a fost o experiență, cum să spun, profundă, de cunoaștere profundă, aproape ca și cum aș fi ajuns să cunosc un om, un scriitor, o operă. Deci județul acesta a ajuns să-mi fie, am început să și povestesc despre el. Asta mi-am dorit să vă spun, pentru asta mi-am dorit să vin astăzi aici. Cred că este un album la care s-a muncit foarte mult, într-adevăr făcut de o echipă la care eu aș adăuga
pe lângă cei pe care i-a pomenit domnișoara Fântânaru, pe tehnoredactor este cel care, Marin Popa, este cel care a pus în pagină textele. Noi le-am lucrat, în fine, doar așa, niște documente pe calculator. Cel care a aranjat fotografiile, cel care a ales fonturile, stilurile de literă pentru carte, cel care a făcut harta aceasta, cu care am făcut împreună harta de la sfârșit, care include aproape toate localitățile pomenite și semnificative din album, cel care a venit cu ideea, nu știu dacă mă ajutați să arătați, vrâncenilor vestiți, care sunt reprezentați în niște boabe de strugure. Este, cred eu, și o reușită artistică, aș putea să spun, albumul acesta, deci nu doar textul, ci și forma lui, fotografiile folosite, întru totul. Mie mi se pare că este o carte de suflet, cum spunea domnișoara Fântânaru. Sunt perfect de acord cu asta și sper că v-am convins prin ceea ce v-am spus. Vreau să spun, apropo de calitatea editorială, că pentru editura Litera nu este neapărat o excepție. Dumneavoastră, ca editură binecunoscută, realizați astfel de bijuterii editoriale. Am văzut, avem și noi bibliotecă, am primit și în Francia destule. Și vă mulțumim pentru strădania dumneavoastră. Și evident, domnului tehnoredactor, este o muncă foarte importantă, mai ales pentru albume. Mulțumim foarte mult! Mulțumim. Un singur lucru aș vrea să mai adaug la ceea ce s-a spus aici. Consiliul Județean va oferi în mod gratuit instituțiilor publice din județ câte un exemplar din albumul monografic. De asemenea, va oferi bibliotecii județene mai multe exemplare pentru a putea fi consultate de toți cei interesați. Este o inițiativă a Consiliului Județean Mărgea și este un dar numat în comunitatea. În încheierea evenimentului nostru, aș dori să dau cuvântul doamnei manager al Bibliotecii Județene, doamna Oana Raluca Boian, să ne prezinte un pic expoziția de albume de artă. Bună seara, doamnelor și domnilor! Biblioteca Județeană Bâlzan Firescu Vrancea participă la acest eveniment important al comunității noastre, pe care eu personal îl felicit din toată inima, cu o expoziție care constă într-un triptic conceptual gândit de colegele mele, Atanasiu, Daniela și Florentina Mihalache. Este vorba, pe de-o parte, de o sinteză de istorie a artei universale, de la arta antică până la cea modernă, inclusiv de artă românească. Acestea fac parte din fondul sălii de artă a Bibliotecii Județene Bâlzan Firescu Vrancea. Pe de altă parte, avem expuse tot o sinteză de studii monografice dedicate Vrancei, și avem aici un număr de 17 studii monografice pe care colegele mele le-au ales pentru a reprezenta Vrancea și ținutul legendar al acestor locuri. Toate aceste obiecte decorative și semne de carte sunt, au ca subiect principal și ca obiect, după cum puteți vedea, cartea și textul scris. Acestea fiind... Cât a durat? Ce scuze, cât a durat? Cât a durat să confecționeze 100 de carte? În jur de o săptămână au fost pregătite de colegele mele pentru ziua bibliotecarului de anul acesta. Avem mai multe exemplare pe care le avem expuse la sediul sălii de lectură a Bibliotecii Județene. Vă invit să vizionați expozițiile noastre și vreau să le mulțumesc colegilor mele pentru dedicarea și profesionalismul lor
Și vreau să vă profit de ocazie pentru a vă invita pe toți la bibliotecă, deoarece veți descoperi că este una dintre cele mai importante resurse informaționale ale comunității noastre. În continuare, aș vrea să invit alături de mine pe colegul meu, pe domnul director al Centrului Cultural Vrancea, pentru că și colegii noștri au pregătit o expoziție pentru dumneavoastră și mie îmi face o deosebită plăcere să îi dau cuvântul domnului Bogdan Câmpani. Bună seara! În primul rând, mulțumesc că ați venit. A fost o muncă oarecum ușoară, oarecum grea. Este primul meu eveniment. M-am descurcat. Colegii mei s-au descurcat foarte bine. Vreau să spun că sunt cel mai tânăr director din această clădire în momentul de față, dar am cele mai puține emoții, ceea ce este foarte bine, mă bucur. Un sfat, bazați-vă pe tine. Al doilea sfat, noi venim cu foarte mult avânt în spate. Al treilea sfat, să ne sprijiniți în continuare. Mulțumesc! Da, da, ce să fac, da, cel mai tânăr, cel mai multe sfaturi. Gândiți sfaturi, bă. Da, nu mă mai gândesc. În continuare, avem o mini-expoziție de peisaje vrâncenești și câteva personalități din lumea meșteșugului. Avem foarte mulți meșteri, poate știți pe unii, poate nu știți. Dar avem un meșter care este cel mai important din Vrancea. Nu vi-l prezint eu. Am o colegă foarte talentată. Vă rog să o primiți pe Cătălina Cora, colega mea de la Centrul Cultural Vrancea. Dar eu zic să ne plimbăm puțin. Să știți că sunt mai mulți fotografi care au înghiubit. Unii au dorit să rămână în anonimat, alții și-au dorit să se vadă rodul muncilor. Avem peisaje din toată Vrancea. Lepșa, Soveja, Nereju, Năruja, Biliești, Păulești, Spulber, ce să mai, avem peste tot. Poate nu știți fiecare peisaj, poate nu știți fiecare drum, dar Vrancea este încărcată. Este încărcată de emoții, este încărcată de oameni minunați. Și chiar vă rog să vă apropiați, să vedeți fiecare figură a fiecărui meșter și să vedeți cât de mult muncește și câtă pasiune poate să pună în munca lor. În continuare, o rog pe colega mea, Cătălina Cora, să vă spună câteva cuvinte despre meșter. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! După cum ai zis și Bogdan, aceste fotografii au fost realizate de colegii noștri de la Centrul Cultural Vrancea. Iar mai cu seamă aceste fotografii ce reprezintă tradițiile din Vrancea au fost realizate în cercetare de către echipa de la Conservare, Cercetare și Promovarea Culturii Populare. Aici avem niște personalități marcante, aș putea să spun. Îl avem pe Ion Stanciu, cimpoierul de la Nistorești. Îl avem pe unul dintre cei mai vechi fluierași din Nereju, Pavel Chirică, care încă se păstrează și participă la toate festivalurile și evenimentele de mare amploare. Aici îl avem din nou pe domnul Pavel Chirică, alături de fluierașii din Nereju. Aici avem pe nepotica domnului Tărțiu, Șerban Tărțiu, de laurul nostru, în viu, pe care o să-l vedem imediat. Avem un meșteșug, Orăvitul, care este reprezentativ pentru Irești. Aici avem o tradiție a gospodinelor, tortele. Aici este doamna Neuza Tărțiu, meșter popular de țesături, împreună cu copiii. Aici este mama doamnei Floarea Tăbor, de asemenea meșter popular din Jitia. Iar aici tezaurul nostru, Marviu, care a primit curatura în anul 2018, cu care ne mântim. Păurește moștile populare încă de când era mult copil. Moști care sunt îndrăgunițate la Hipuruș, la obiceiul nostru, care ne revenim. Și aici este un copilaș din Spulber, care confecționează un buciu, sub îndrumarea domnului Manuel Enache, meșterul nostru. Și în
continuare mai avem diverse peisaje din Franța. Și bineînțeles, vă invit să îi vizitați și pe meșterii noștri, pentru că sunt doar niște vizitatori. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această seară. Sperăm că ați petrecut un timp frumos și util alături de noi și vă așteptăm cu mare drag la următoarele evenimente culturale vezuite de galeriile de artă. Și permiteți-mi să lansez o provocare, tot avem atâtea instituții implicate și prezente. Haideți să facem acest spațiu viu. Haideți să avem curajul să umplem acest spațiu prin evenimente pe care noi, regenii, le merităm. Deci aștept propuneri, avem spațiu, suntem deschiși, parteneri, dar ne trebuie conținut. Conținutul nu e la mine, e la dumneavoastră. Haideți să-l facem, pentru că avem cu ce, avem pentru ce și încă o dată felicitări tuturor celor care s-au implicat, mă refer aici la Consiliul Județean. Se poate, deci putem dezvolta împreună, asta este important, iar așa ca la final, Francia are viitor pentru că existați. Mulțumesc mult!